Haideți să facem niște ouă din ciocolată. Avem nevoie de 200 de grame de ciocolată, o vom mărunți foarte bine. Apoi vom cântări 160 de grame într-un bol de sticlă. 40 de grame le vom păstra. Între timp vom pune și apă la fiert. Ciocolata trebuie să fie temperată, înseamnă că prima parte de 160 de grame de ciocolată o vom topi până va ajunge la temperatura de 50 de grade. După ce a atins temperatura de 50 de grade, o vom da la o parte și începem să adăugăm treptat cele 40 de grame de ciocolată. Amestecăm continuu. Trebuie să aducem ciocolata la temperatura de 32 de grade. O vom lăsa deoparte 2-3 minute, apoi avem nevoie de aceste forme din silicon, pe care eu le-am luat de pe Amazon. Vom pune primul strat de ciocolată, cu o spatulă vom lua surplusul, vom lăsa totul la congelator timp de 3 minute. Apoi, după 3 minute, vom mai da încă un strat de ciocolată. Vă invit să distribuiți această postare cu prietenii dumneavoastră. Aștept părerile voastre în comentarii. După ce am dat și al doilea strat de ciocolată, le vom mai lăsa încă 3 minute în congelator. După ce au trecut cele 3 minute, le putem scoate din forma de silicon. După cum vedeți, așa arată. Procedăm la fel cu toate. Apoi le putem umple cu ce dorim. Eu am folosit niște pișcoturi pe care le-am pus în cafea. Acesta este rezultatul după ce am făcut toate procedurile. Aici vom pune pișcoturile. Trebuie să le rupem puțin. Am făcut o cremă din cacao unde am folosit 100 de grame de smântână grasă, 4 linguri de cacao, 50 de grame de zahăr. Am încălzit totul puțin și am lăsat deoparte până a devenit o cremă. Apoi am pus această cremă în ouă. Pe margini cu o pensulă am pus ciocolată. Apoi pur și simplu le-am unit. Le-am lăsat la frigider timp de 30 de minute. Sau și mai rapid, le puteți lăsa cam 5 minute în congelator. Așa arată. Aceasta este o sugestie de prezentare. Am folosit niște fructe, căpșuni, smeură. Am pus și ouăle, deasupra am pus niște biscuiți Oreo. Toate acestea sunt opționale, bineînțeles, dar sunt perfecte pentru copilași. Eu sper că v-a plăcut rețeta, de asemenea nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră și să vă lăsați părerea în comentarii. După cum vedeți, este foarte simplu de făcut și gustoasă.